În prima duminică de după bobotează, credincioșii romano-catolici sărbătoresc botezul Domnului, în timp ce Biserica Ortodoxă a prăznuit în 6 ianuarie botezul lui Iisus Hristos în râul Iordan sau boboteaza, Biserica romano-catolică a sărbătorit Epifania Domnului, ce amintește de vizita celor trei magi la pruncul Iisus. În limbaj teologic, botezul Mântuitorului poartă și denumirea de Epifanie sau Teofanie. Botezul lui Iisus a fost unul dintre momentele fundamentale ale vieții sale omenești. Botezat de Ioan Botezătorul, a primit de la Dumnezeu Tatăl misiunea de a vesti împărăția.